un rat asistență. Într-adevăr, suntem într-o zi tristă, unde noaptea de 5-6 iulie 1989 au fost de pe marea majoritate teritoriului Republicii Moldova îmbarcați ca animale, copii, oameni, în trenuri și duși în Siberia, în Kazahstan. Ieri, fracțiunea noastră, Partidul Liberal, a propus în Parlament ca astăzi, ziua de astăzi, să fim în teritoriu, să fim alături de oameni, să comemorăm această zi și toți colegii din Alianță ne-au susținut. De aceea, toți sunt deputații, practic, sunt în teritoriu, se organizează diferite manifestări a Guvernului. Mă bucur că văd mai mulți oameni, printre care văd și pe tineri, care nici nu își închipuiau cum s-au petrecut deportările din 41-49 și mai, nu așa numeroasă, și mai în următorii ani. Eu am fost deportată împreună cu părinții la 13 iunie 1941. Tatăl meu din satul Parcani Soloca a fost preot și imediat după ocuparea Basarabiei la 28 iunie, chiar a 20 a fost chemat și sistematic chemat la NKVD la Soloca ca să se lepede de biserică, să închidă biserica, să spui la oameni că Dumnezeu nu există, că religia e opiul pentru popor. Și fiindcă el n-a putut să facă așa ceva, el a fost condamnat de troica KGB-istă la moarte prin împușcare. Peste un an, la 13 iulie, s-au început deportările, primele deportări în masă din 13 iunie și aici, la gara din Florești, pe toți bărbații, capii familiilor, i-au izolat, poate au rămas câteva persoane, 5.000 și ceva de bărbați au fost duși în gulagul din Idelag. Gulaga asta înseamnă Glavnoe Upravlenie Lagerei. Acolo erau concentrate cele mai strașnice închisori și lagări. Ce prevede statul pentru aceste persoane rămase în viață? Da, într-adevăr, am auzit și astăzi câteva probleme care sunt o parte se judecă. Prin hotărâri de guvern a fost alocat 4.500.000 de lei pentru fiecare, câte 500 de lei pentru fiecare deportat, adică suma totală de 4.500.000 de lei. Se prevăd emânarea unor medalii comemorative și alte lucruri. Noi, din partea Partidului Liberal, am primit o hotărâre ca, practic, în fiecare localitate unde au fost deportați să instalăm câte o cruce simbolică, câte un monument în felul acesta, unde să fie încrustate familiile acestora care au fost deportați. La ziua de astăzi avem peste 40 de astfel de simboluri instalate în localități din Republica Moldova și cred că acest număr se va mări și pentru viitor. Drumul spre punctele de destinație a durat de vreo 2-3 săptămâni. Condițiile erau îngrozitoare. În plină vară ei duceau lipsă de apă potabilă, fiecăruia revenind doar câte 200 de grame de apă pe zi, iar de mâncare li se dădea doar pește sărat. La fiecare oprire a trenului, în câmp se aruncau cadavre, care fie că erau îngropate sumar, fie că erau lăsate ca hrană animalelor. Contingentul deportat era distribuit în felul următor. Capul familiei arestat era izolat de soție și copii și dus la lagărul de forță forțată, în Gulag. Ceilalți membri ai familiei erau trimiși în Siberia sau Kazahstan. În Basarabia, 90 de vagoane au pornit din stația Taraclia, 44 vagoane din stația Basarabeasca, 44 vagoane din stația Căușeni, 48 vagoane din stația Tighina, 147 vagoane din stația Chișinău, 48 vagoane din stația Ungheni, 83 vagoane din stația Ocnița, 133 vagoane din stația Bălți, 73 vagoane din stația Florești, 40 vagoane din stația Râbnița, 38 vagoane din stația Bolgrad, 103 vagoane din stația Arciz, 340 vagoane din stația Cernăuți.